în ce fel de la niște lucruri extraordinar de simple. Are o ținută, are o... Acum găsesc cuvântul mai exact. Are o ordine în pictură. Că mulți când încep pictura sau chiar când ajung la 10 ani, la 15 ani, undeva mai dau șchialări. Adică dau peste cap, cum sunt români. Dânsa n-a dat niciodată. A fost foarte atentă la ce face. Găsește niște nuanțe foarte frumoase. Toate lucrările dânsii aproape sunt la contrast de valoare. Ce înseamnă contrast de valoare? Sunt niște culori care intre în armonie una cu alta, una cu alta, una cu alta. Și totodată, în general, ține o gamă extraordinar de frumoasă. Iată meritul acestei, nu pot să-i spun începătoare, că de acum atâtea premii și atâta pictură a făcut, printre altele, n-are atelier. Toți pictorii noștri consacrați sau și mai puțin consacrați, se trebuie de, la prima oră să aibă atelier. Dânsa încă n-are. Unde găsește? Într-un subsol, în coridor, în antrep, la prietena dânsii, știu cât de mult vor merge și chiar afară de asta, cea mai mare comoară aici, are doi portănași. Dar să-i vedeți, pușă în criză, nu poți nici o secundă să ții cont de el.